De parfumul vremurilor de altădată, în care orașul arăta ca un veritabil burg, în care trăsurile, doamnele și domnii se plimbau pe străzile cochete din centru, vremuri în care economia, cultura și politica se îmbinau armonios. Bacăul de la 1850 la 1900 este o veritabilă pagină de istorie, cel puțin așa le iese din volumul reeditat de Lucian Șerban. Profesorul de geografie, Lucian Șerban, a reușit să readucă în atenția băcăvanilor vremurile pline de parfum de la sfârșitul de secolul XIX, prin reeditarea lucrării fostului primar al Bacăului, Costache Radu, Bacăul de la 1850 la 1900, realizată în condiții grafice deosebite, sub egida editurii Egal, condusă de profesorul Ioan Tănilă. Prima monografie a orașului aduce în prim plan o perioadă în care Bacăul s-a transformat într-un târg prăfuit, într-un oraș adevărat. Este de fapt a doua ediție a cărții lui Costache Radu, Bacăul de la 1850 la 1900. Este de fapt o reeditare a unei lucrări apărute în anul 1906 și din acest motiv reușita editorială, reușita domnului profesor Lucian Șerban este cu atât mai importantă. Lucian Șerban crede că reeditarea acestei lucrări era un lucru necesar pentru viitorul acestui oraș din prisma faptului că nu putem avea un viitor dacă uităm trecutul. Istoria acestei reeditări este, are la rândul ei o istorie. În 2005 am descoperit această carte. Pur și simplu m-am îndrăgostit de ea și am spus că ar trebui ca tot mai mulți băcăvani să cunoască această primă monografie a orașului Bacău, care este o sinteză remarcabilă a finalului de veac 19. Lansarea cărții a avut loc la Centrul de Cultură și Artă George Apostu, sub egida Bacău 600, fiind precedată de vizionarea unui film extraordinar despre istoria recentă a Bacăului, regizat de maestrul Vlad Lucaveschi cu ajutorul lui Eugen Grigore. 150 de călători au așteptat mai bine de 2.